Bună dimineața, fraților, ce mai faceți, ce mai ziceți și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la încă un clip foarte, foarte special aici la mine pe canal, pentru că astăzi o să ne jucăm un 1 vs 1 pe Office cu nimeni altcineva decât inegalabila Gabriela din stânga mea și eu în spatele ei. Hârțiunule, opa, gata. Mamă, deci i s-a dus zâmbetul de pe față, băieți. Da, deci o să ne jucăm 1 vs 1 pe Office fără wallhack. Atenție, n-avem voie cu wallhack și nu o să activez cheat-urile absolut deloc. Am întrebat-o pe Gabi, vrei să jucăm cu wallhack ca să ai și tu o șansă acolo cât de mică? Ce ai zis? Ai zis că nu vrei. Deci nu vrea, asta înseamnă că o să bat rău de tot. Nu uitați înainte de toate, dacă vreți să postăm multe clipuri de acest gen. Ați văzut că în ultimul timp, frate, am postat 1 vs 1, 2 vs 2, 2 vs 4 și fel și fel de clipuri de acest gen. Dacă vreți să mai postăm... Dacă vreți să mai postăm, știți ce aveți de făcut și anume să rupeți acolo butonul de like, să strânge cât mai multe. Și haideți să începem, gata, nu mai stăm la discuții. Te batem rău de tot. MP freeze time 3, MP restart game 1. Bum. Gata. Deci deci ți-am arătat tot staticul, da? Avem voie să luăm decât un static, băieți, o staticul dinspre paper. Nu avem voie, gen, uite, ăsta de aici, dacă vă uitați pe hartă, ăsta de aici, ăsta nu avem voie că e ala în spawn. Dar avem voie decât o staticul dinspre paper. Bă, o să fie destul de greu pentru că, bine, nu o să fie greu. Glumesc și eu, ce să zic. Ia zi, o să fie greu pentru mine? Nu? Până și Gabi a zis că nu o să fie greu pentru mine. Hă-ți! Ha! A fost greu? A fost? Da, pentru că... Gata, acum găsește scuze, băieți. Gata, e o luăm tare. MP7, scrieți în comentarii cine credeți că o să câștige. Vă rog frumos, chiar scrieți adevărul, adică nu... Cine ține cu mine primește o ciocolată. Mai am 23? Cum? cum? Ah, dar știi că se poate interpreta, depinde de accent. Cum? Ok, o să luăm shotgun-ul ăsta 2-0 pentru mine, băieți. Și nici nu mă chinui, adică despre ce vorbim aici? Vrei să-mi dau căștile jos? Da. Fără căști jucăm, băieți? Fără căști, gata, bam! Căștile, hârgionule, aici sunt. Să-mi vedeți freza frumoasă și minunată. Ce dubios să arăt fără căști. Și acum trebuie să... Dar tu ai sunet? Nu, oricum n-aud. Că da, dar oricum n-aud. Unde ești? Nu se poate așa ceva. Măcar o dată să ai și tu noroc. Ce pot să zic? Trebuie să ne luăm XM-ul aici. Frate, e complicat, frate, că nu știu, nu mă simt în largul meu. Zici că ceva e dubios, adică nu pot filma așa. Ziceți și voi de n-ară dubios fără căști. Ară dubios fără căști? Nu mi se. Nu ară dubios, nu deloc. Doar așa, ocazional. Gata. Dar ce vrei să faci acolo, că nu înțeleg. Zim, ce vrei să faci? Ce credeai că vine acolo? Moș Crăciun și îți dai cadouri? N-a ieșit cum și-a dorit? Aia este, se mai întâmplă, shit happens. 3-1 pentru mine. O să ia maxim 3 runde. 3 runde. Mamă, ce cască, Brânțe. 3 runde că îi dau eu voi. Bă! Au, au, fix, fix. O, 7 HP! Mori! Ce foc îți dau, 7 HP! Bă, deci, păi, a fost grenada cu schemă, normal, dar ori jucăm, ori nu mai jucăm. Hai, n-ai mingea, dar e bă, la poartă, ești nebun. Mamă, dar e dubios ofițul ăsta, frate, că se spar dubios geamurile. Hei, cucu! Aici e. Cucu! Cucu, nu? M-am căcat pe mine. Ce înseamnă să n-ai sunet? Tu alergai, nu? A? Cred că alerga ca handicapata, dar eu n-am auzit nimic. Mamă, ce m-am căcat pe mine, doamne. Chiar am crezut că nu este acolo, frate. Dar nu-i corect, că tu ai sunet. Ce facem aici? Sunet, ba da, aud de la tine. Am auzit mare smoke de la aia din laptop. Da? Vorbește frumos, a zis ceva cu pul. Cred că a vrut să zică Hotel Pullman. Nu știu ce credeți că a vrut să spună cu pul.
Premiul Pulitzer. Cică ce pul, pulman. Pulember, da, asta, ce tricou Pulember frumos ai. Gata, cu joaca, ești nebun. Ai cruce, cruce. N-am nicio cruce pe birou. Doamne Dumnezeule, vede-mă, ce se întâmplă? Știi că ai avut noroc, nu? M-am pus în cur ca handicapatul și a atras la stomac, dar gen dacă m-am pus în cur, stomacul era în cap. Poftim? Ba, m-am pus în cur. Eu zic că m-am pus în cur. Arzi! Hop! Așa, calme. Care, ce legătură are? Te-am bătut? Te-am bătut? A început să râdă ca nebuna, nu știu ce se întâmplă. Cred că se supără. Asta este când nu te pricep. 6-3 pentru mine, hai că e bine. Și știi mapa, recunoaște? Știe mapa, gata, ne-am înțeles. Nu e vorba că nu știe mapa sau ceva. Săniță! Blăniță. Opa! Serios? Mai aveai 8 HP. Uite-l pe Blăniță. E pe birou acolo. A, nu-l aruncă. A, Johnule. Deci 8 HP mai avea, frate. Bă, nu înțeleg arma asta câteodată. 4 gloanțe. Bă, 4... Maulă, stai să nu dau enter din greșeală. 4 gloanțe și uitați-vă cât îi dau. 92, mă. Păi mai bine îi dădeam cu, nu știu, cu orice altceva. Ești nebun. 6-4, cum? Deci o să ia Gabriela mai multe runde decât a luat acid. În al doilea meci, că în primul a fost complicat. E la o static acolo, aia face. Cea mai... Voi auziți sunetul din joc, băieți, eu nu-l aud, e greu. Ia să-mi iau eu cea mai bună armă din 2019, 2014 plus. Stai acolo, joacă cu shift-ul ca nebună. De ce joci cu shift-ul? Că oricum nu te aud. Deci ea se mișcă cu... Hai că te-am pupat. Te-am pupat, P90. P90 pro player. Așa se face treaba, băieți, yes, sunt super mega fericit. I-am rupt. Așa se face, mamă, fiți atenți. Încă 3 runde la CT, știi că la Teron n-ai nicio șansă, nu? La CT tu n-ai nicio șansă. Când sunt eu Teron, mă rog. Mamă, hai să-ți pierzi iar toate armele. P90 pro player, Teron și... Cea mai bună armă. Vrei să arunc arma? Da. Nu arunc. Asta m-a așteptat răspunsul cu da, ca să nu arunc arma. Înseamnă că e enervantă și mie îmi place. Dacă e o armă enervantă, e foarte bine. Înseamnă că se supă. În primul meci 13. Poftim? S-a uitat la mine în monitor, voi auziți? Deci se mai uită și la mine în monitor, de-aia știe unde sunt, de-aia, taci din gură, taci. Deci s-a uitat la, a recunoscut, Gabriela a trișat, băieți, Gabriela trișează. Ai trișat, gata. Deci are, sunteți martă, da? A recunoscut că s-a uitat în monitorul meu. Te pup, foarte ușor a fost, 10-5, cea mai bună armă, băieți. Țineți minte, P90 salvează meciuri. Ești pregătită? Runda a doua? Mi-a arătat degetul magic, eu nu știu ce înseamnă, da? Gata. Haide, fata mea, te aștept. Te aștept. Sunt nerăbdător să te văd. Mi-e dor de tine. Unde ești? Da, nu știu. Unde ești? Unde ești, fata? De eu n-au nici dacă iau static, o văd pe harta măcar atât. Alo? Ești în casă măcar, să știu. Nu vorbește cu mine. Ce-a încercat să fac? Ți se pare că ți-a ieșit? Da.
Băieți, reluăm cu cea mai bună armă din CSGO. Ce ți-a ieșit? Nimic. Exact. Da, că te uitam în monitor. Mă, mă enervam că voi auziți și voi puteți spune stânga, bă, stânga! Te pup cea mai bună armă. Vrei să o arunc? Da. Gata, o arunc, hai. Și luăm shotgun-ul ăsta, ia uite, Gabis Nova. Ce armă frumoasă am luat, băieți. Fraților, încă o dată, nu uitați, dacă vreți să postăm mai multe clipuri de acest gen mai amuzante, aș putea spune gen, nu știu, 1v1, 2v2 și așa mai departe, nu uitați să dați și voi acolo cât mai multe like-uri, să văd susținerea voastră. Și e 12 la 5 pentru mine. Yay. Te puf. Mamă, ce reflex, reflex. Uite, urma grenadei. Reflex, se numește skill. Se numește reflex. Și gândește-te că rundele alea cred că le-ai câștigat pentru că te-ai uitat la mine în monitor. Așa e, taci, gata, gata, da, da, mi. Cred că te-am enervat, ha? Unde ești fata, mă? Chiar da? Fuge, Andrei. Nu te uita la mine în monitor. Se pare că m-am uitat. Da. Aaaa. Mori. Aici pe 5. Deci la teren n-am luat nicio rundă. Nici la CT de când m-am spălat eu, ce-i greu. Mersi de armă. Ce? Se uită la mine așa. Ce? Aia? De ce să-ți dau o rundă? Cum n-ai știut? Că n-am știut. Păi știi mapa. Gata, nu mai plângi. Dragi prieteni, m-am jucat până acum. Ce faci? Ai ieșit din CSGO? Uite, Gabi left, a închis laptopul, s-a spărat și a luat telefonul, gata. Am bătut rău de tot, dacă ați votat cu mine, ați avut dreptate. Deci a luat niște runde la început, frate, uite, a luat o rundă, după a mai luat o rundă, după încă una și după încă două. Și după am luat 10 runde la rând, asta este, se mai întâmplă. Nu uitați să dați și pe acolo cât mai multe like-uri, am fost Andrei. Ceva cuvinte de final? Te-am bătut rău. Da, deci am bătut rău, eu am fost Andrei, v-am pupat, bye bye.